ziua, mă numesc Emanuel Vamanu, sunt șef de lucrări la Facultatea de Biotehnologie din cadrul SMR București. Invenția mea poartă denumirea de GIS-1 și este un sistem unicameral de stimulare in vitro a tractului gastrointestinal uman. Sistemul este compus din vasul Duran, revăzut cu robinet pentru prelevarea de probe și un capac special cu 4 intrări, agitatorul magnetic plită ceramică, care are și un termometru digital, pH-metrul digital, un electrod de pH de diametru 4 mm și 4 pompe peristaltice pentru intrările în sistem cu debitul între 0,4 și 2 litri pe oră. Sistemul este conceput pentru a lucra în două faze. Prima fază este destinată în principal produselor de tip probiotic pentru testarea tulpinilor microbiene de tip probiotic și are scopul de a testa viabilitatea în urma tranzitului prin stomac și prin intestinul subțire. Faza a doua are ca scop testarea produselor de tip probiotic, dar și a substanțelor de tip prebiotic asupra microbiotei stimulate a colonului uman. Sistemul este conceput în așa fel încât a lucra diferit pentru fiecare parte a colonului, colon ascendent, transversal și descendent, în funcție de pH. Sistemul beneficiază de o promovare pe internet cu ajutorul site-ului www.gissystems.ro.